Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Astăzi continuăm cu o nouă emisiune electorală aici la Capital TV Petroșani. Invitați sunt cei pe care i-am avut și aseară în studio, nimeni alții decât domnul Nicolae, primar Nicolae Dunca din Aninoasa. Bine ați revenit! Bine v-am găsit! Și domnul viceprimar din Aninoasa, domnul Ion Sfia, ambii reprezentanți ai Partidului Social Democrat Aninoasa și pe care îi veți regăsi, aninosenii îi vor regăsi pe liste, duminică 27 septembrie, domnul primar pe lista de primar al organizației PSD Aninoasa, iar domnul Sfia pe lista de consilier local. Acestea fiind zise, nu mai facem prezentări, nimic, ca că lumea vă știe și v-a văzut și aseară. Foarte mulți dintre aninoseni, sunt convins. Aș vrea să reluăm discuția noastră cam de unde am lăsat-o. Și ca atare, domnule primar, v-aș întreba ce se întâmplă cu reabilitarea termică a blocurilor din Aninoasa. După cum se știe, nu doar în Aninoasa, în toată Valea Jiului, există o problemă majoră această reabilitare de blocuri și acoperișurile blocurilor, bineînțeles. Ce s-a întâmplat în Aninoasa și ce se va întâmpla în următoarea perioadă? Iar dacă nu s-a întâmplat, de ce nu s-a întâmplat? Da. Noi în oraș avem într-adevăr două cartiere cu blocuri de locuit care necesită o reabilitare termică a acestora. În exercițiul acesta financiar, într-adevăr, nu am depus nicio cerere de finanțare pentru astfel de lucrări, întrucât contribuțiile oamenilor au fost foarte mari și zic eu că bine am făcut, pentru că începând de anul viitor, contribuția va fi de 2%, suportată de către administrațiile publice locale, cetățenii nu o să mai pună nimic și atunci vom deja lucrăm să facem asociațiile de proprietari. Asta e problema. Pentru că lipsesc cu desăvârșire în orașul Aninoasa. Veți reuși? Da, am și vorbit cu cetățenii, sunt de acord. Prima dată au fost puțin mai reticenți, că nu o să vrea toată lumea, că i-am lămurit, terminăm cu alegerile, ne așezăm și ne apucăm de înființarea asociațiilor de proprietari, ca să fie pregătite noi concomitent. Câte blocuri aveți? Avem în partea de nord avem 16 blocuri și în partea de în cartierul Bujorului mai avem vreo 9, cred că. Deci cam câte asociații ar trebui? Două? Am putea să facem două, s-ar putea să facem patru, încă suntem la stadiul de tratative. Problemă. Da. Deci lumea deci, trebuie să știe. Cu siguranță vom face aceste asociații de proprietari împreună cu cetățenii, bineînțeles. Lumea trebuie să știe că aceste asociații de proprietari sunt vitale dacă vor să-și repare. Absolut. Să-și reabiliteze termin blocurile și acoperișurile. Au înțeles oamenii, sigur, au înțeles acest aspect. Banii vin din Europa. Vin bani frumoși și o să facem blocurile exact așa cum scrie la carte. Deci la acest capitol îi asigur pe toți cetățenii orașului Aninoasa că nu am uitat de acest aspect și bine am făcut că ne-am axat pe acest exercițiu financiar viitor, pentru că contribuția este de abia 2%. Și atunci reușim să le reabilităm pe toate integral, acoperișuri, reabilitare termică, absolut, tot cum scrie la carte. Și mă bucur că o să reușim acest lucru cu siguranță. Domnule Sfia, m-ar interesa situația drumurilor. Noastră, ca și viceprimar, mă gândesc că le aveți pe toate în vedere și mereu îi spuneți și domnului primar, dacă cumva nu știe și dumnealui, ce mai trebuie făcut, unde, ce și cum. Știu că s-au făcut pași serioși la Aninoasa în ceea ce privește drumurile, dar mai știu și faptul că mai există încă drumuri de Da, este de adevărat. Deci Aninoasa începe la capitolul infrastructură rutieră să arate din ce în ce mai bine. Obiectivul nostru este de a asfalta în integralitate toate străzile din Aninoasa. În momentul de față avem 9 străzi asfaltate, în curs de asfaltare sunt 6. Iar noi ne-am propus pentru mandatul 2020-2024 să încheiem asfaltarea tuturor străzilor din orașul Aninoasa. Mai avem foarte puțin de asfaltat și aici aș preciza cam ce ar mai fi legătura dintre Aninoasa și Dâlja.
inclusiv până la familia Irinei, care de multe ori vine personal la primărie să spună de starea jalnică în care se află drumul. Deci chiar se impune să realizăm această legătură cu Dujea, să fie și o altă variantă de acces în orașul Alinoasa. Celelalte sunt niște străduțe mici și aici pot să amintesc că avem o străduță la confluența cu municipiul Vulcan, e strada Bănciloni, unde este accesul spre locuința unde avem un pianist celebru, considerat la vârsta lui. Trebuia practic să fie asfaltată mai demult, dar astea au fost programele care le-am accesat. Continuăm. Să le explicat oamenilor de ce anumite drumuri nu au putut fi reabilitate? Sau de ce așa de târziu? Deci situația drumurilor s-a întârziat din cauza pentru că ele au trebuit întăbulate. Au trebuit făcute măsurători topografice, întăbulate. Deci asta a necesitat și un efort financiar și a durat în timp mult procesul ăsta de întăbulare ca să poți să depui un proiect pentru a asfalta un drum. Sunt cheltuieli pe care oamenii nu le cunosc, dar oamenii își doresc ca să le realizeze. Și parcă aseară îmi spunea domnul primar că unele drumuri nu au reușit să le facă cum trebuie și din cauza rețelei de apă și canalizare, știa că o să se vină cu rețeaua. Aici aș vrea să completez, pentru că este foarte important ca cetățenii orașului să știe acest lucru. Când am venit la primărie, niciun drum nu era întăbulat. Nu poți să depui niciun proiect pe niciun fond guvernamental, european, pe niciun fel de proiect dacă drumul nu are un extras de carte funciară. Să dovedești că ești proprietarul acestui drum. Noi am întăbulat toate drumurile, tocmai de aceea am putut să le și asfaltăm. Întăbulările acestea au costat o grămadă de bani pe care nu se văd în oraș cheltuielile respective. Noi le-am întăbulat toate drumurile și acum putem să depunem cereri pentru finanțare să le asfaltăm. Mai sunt unele drumuri pe care avem proiecte majore de introducere, canalizare, gaz metan. Da, a spus nu putem, da, să le... În momentul de față se lucrează la aceste aspecte și după ce terminăm o să le asfaltăm câteva, mai sunt 3-4 străzi în oraș și am finalizat. În momentul în care ați finalizat 3-4 străzi care spuneți și ce mai aveți acum în derulare, cam câte drumuri aveți în total, în procent așa asfaltat, un procent aproximativ? Avem 36 de drumuri. Aproximativ, da, 36, da, 36 de drumuri. Totale. Total. Și da. Cam câte sunt asfaltate? Sau 32 cred că sunt asfaltate. În momentul ăsta? Da. Astăzi se lucrează, de exemplu, se toarnă asfalt pe... S-a turnat pe încă o stradă, mâine pe încă vreo 3 străzi. Trebuie să mă lămurească cum e cu asfaltul ăsta, că am văzut că erau unii nemulțumiți. Cum e cu asfaltul ăsta? Se toarnă mult și prost sau se fac lucrări de calitate? Nu, eu zic că sunt lucrări făcute de calitate, chiar sunt făcute de o firmă cu un brand foarte mare de Strabag. Deci drumurile sunt efectuate la standarde corespunzătoare. Mă gândesc că cineva mai face și câte o verificare tehnică, nu? Se fac. N-ar fi numai așa. Bineînțeles, dar contracandidații, ăsta este rolul lor, de a spune că nimic nu este bun. Descoperă că o bordură e pusă nu știu cum, o pavea e de altă culoare sau... Da, fiecare are dreptul lui să comenteze că nu e bine. Da. Intrând direct în proiecte, am uitat să-l întreb pe domnul primar Dunca cum a fost ziua de campanie de azi, că mai aveți vorba aia mâine și da. Mâine la televiziune mai este și la, mă rog, pe mass media mai, după care vineri mai aveți fără și cam gata, nu? Da, deci a fost o zi obișnuită, am încercat să ajungem și în zonele în care până acum nu am ajuns, din păcate noi mai avem și alte lucruri de făcut la primărie, sunt o grămadă, lucrăm la proiecte, lucrăm la tot felul de hârtii care acum nu. Acum mă gândesc că săptămâna asta nu mai lucrați chiar așa la... Lucrăm, să știți că lucrăm adică... până pe la 12.01, da? Nu plecăm din primărie pentru că nu, efectiv nu poți să pleci. Interesant. Deci după masa, când mai prindem puțin timp liber, ieșim puțin în campanie, prea multă campanie, noi oricum ne întâlnim cu oamenii la fața locului, că mergem să verificăm lucrările, mergem să... Bun, ce ați mai aflat azi? Ce mai a fost prin târg? Păi, dacă tot v-ați dus așa de vorbă cu oamenii? Am auzit tot așa contracandidații cu laude din casa. Am auzit, de exemplu, pe domnul Bodgros că vine și introduce iară gazul metan în Alinoasa, iar o să dea bilete gratuit la toți pensionarii. Mi-aduc aminte că acum nu știu câți ani, când dădea bilete de transport gratuit care nu le-a decontat niciodată, a băgat vreo 5 firme în faliment.
efectiv le-a băgat în faliment pentru că nu le-a plătit. Alt contracandidatul meu de la PNL, la fel, am auzit că vine și introduce apă caldă în nu știu ce cartier și... Dar totuși am aflat astăzi o veste foarte importantă, mai ales în urma emisiunii de aseară. M-au căutat astăzi vreo 4-5 consilieri care candidează la funcția de consilier de la alte partide, nu de la noi, de la PSD, să-mi spună că ne votează pe noi, pe PSD. Păi de ce, domne? Păi n-ați auzit de sondajul care tocmai l-a făcut partidul nostru? Nu, n-am auzit. Păi ce să vă spun eu? Zice, dumneavoastră, rupeți tot. Adică cum? Ce rupem tot? Păi zice, PSD-ul zice, a ieșit cu 76,2% în anii noastră și PNL-ul de-abia cu 11,5%. Este un lucru îmbucurător, adică... Cine l-a făcut sondajul? Nu dau numele partidului, dar... Da, știi că mai contează și când fac, cine îl face, dar... Da. Interesant că spuneți că de la opoziție. Da, de la opoziție și, mă rog, eu mă așteptam... Deci nu l-ați făcut dumneavoastră PSD-ul? Cum? Sondajul, nu l-ați făcut PSD-ul? Nu, noi n-am făcut sondaje pentru că noi știm realitatea din teren. Apar tot felul de sondaje, dar... E de ținut minte. Da, și s-aud de la opoziție. Și procentul ăsta. Vedem duminică seara. Da, eu mă așteptam să-mi spună că invers stau lucrurile. Totuși, am fost surprins și domnul Nistor stă foarte bine în anii noastră, undeva la 53,5%. Domnul David, într-adevăr, are peste partid în anii noastră. Partidul are 11,5%, domnul David are 12,4%, mai mult decât partidul. Iar candidatul de la PNL are 8,3%. Față de mine 79%. O fi, nu fi adevărat, nu știu, nici nu mă interesează. Vedem duminică seara. Vedem duminică seara, sigur că da. Pentru că atacurile din partea PNL-ului încă continuă să apară pe mediile de socializare, peste tot, prin oraș. Noi nu le băgăm în seamă pentru că noi ne facem treaba la primărie, ne vedem de administrație și după masa, după program, ieșim în campanie și mai facem puțină campanie pentru că am avut timp 4 ani să demonstrăm dacă suntem buni sau nu suntem buni. Bun, dacă tot vorbeați de transportul în comun, știu că aveți în program dumneavoastră ceva legat de transportul în comun, eventual și cum l-ați repus. Știu că la un moment dat era o problemă în anii noastră, să băteau ăia cu taxiurile, cu ăia cu... Dobit, cu maxi-taxi. Transportul în comun. Îi băteau pe ăștia de la Petroșan, când îi prindea pe acolo, le rupeau picioarele, vorba aia. Ceva nu-i normal. Discuții de genul ăsta. L-ați reglementat? Le-ați... Da, transportul în comun la ora de față se realizează prin firma ZMK, care a câștigat licitația organizată de Consiliul Județean. Într-adevăr, vin zilnic și la mine persoane și îmi spun, domne, cu transportul nu e în regulă, domn primar. Chiar mâine o să mă interesez despre acest aspect, pentru că nu respectă orele de plecare. Dimineața, un singur autobuz, un microbuz, nu reușește să ducă elevii ca să ajungă în timp util la școală. Mai ales cu distanțarea socială și cu aspectele privind pandemia, situația e puțin mai delicată. Nu știu ce să zic, pentru că am văzut că ZMK-ul a concurat și a obținut licitația cu niște autobuze foarte performante. Pe Aninosa circulă două microbuze care lasă de dorit. Nu sunt la calitatea și la nivelul celor care circulă pe ruta Petroșani-Uricani. Mâine chiar o să mă interesez despre acest aspect, că oamenii vin și îmi spun mie. Pe viitor ce ar putea fi? Ceva nu se leagă acolo, pentru că Green Line-ul ăsta nu mai zice nimeni de ZMK. Se mai face Green Line-ul ăsta, ce cu el? Da. Ar rezolva problema? Da? Firma care face transportul pe Aninosa, nu vine nimeni să-mi spună, domnule, firma ZMK n-a venit, e firma doamnei Pop, contracandidata de la PNL. Pentru că toată lumea zice că sunt microbuzele dumnei. Nu știu, o să mă interesez și acest aspect, să reglementăm, pentru că oamenii vin la primar. Unde să meargă și ei săraci? Că nu pot să meargă la Deva, la Consiliul Județean. O să mă interesez să vedem care este aspectul cu... Referitor la Green Line, chiar zilele trecute și Consiliul Județean a aprobat, s-a asociat cu... Dar greu a mai mers proiectul ăsta. Da, foarte greu, pentru că sunt ceva cerințe de groază. Cerințe. Știu, și am înființat societatea comercială care se va ocupa de administrarea acestui proiect.
Eu zic că suntem chiar ieri, alaltă ieri, am semnat o grămadă de documente care vor avea circuit și în Aninoasa? Da, vor avea circuit și în Aninoasa. Până la Iscron sau până sus? Până sus, în capăt, la Aninoasa, deci stație de încărcare la Aninoasa. De la Petroșan la Aninoasa? Sau da, este un proiect extraordinar. Extraordinar, zic eu, și zic că până la urmă se va realiza. Veți avea cursă și spre Vulcan sau doar Petroșani-Aninoasa? Petroșani-Aninoasa, Petroșani-Iscron, de la Iscron vin din 10 în 10 minute, cobori, lei pe celălalt cu afișajele de Vulcan. Deci foarte bine. Dacă vă puteți închipui dumneavoastră că am avut consilierii locali care au votat împotriva acestui proiect. Păi? Contracandidatul de la PNL s-a abținut de la votarea acestui aspect. Nu știu care sunt interesele să nu votezi un lucru bun pentru cetățeni. Și tu în campanie să vii să spui că vrei să faci lucruri bune pentru oraș? Poate că s-a abținut, acum nu iau părerea nimănui, dar poate că s-a abținut pentru că treaba s-a prea lungit și mulți cetățeni chiar eu ne spun... Eu zic că ar trebui să dea explicații spun, publice de ce s-a abținut. Nu, dar mulți cetățeni ne spun, băi, ce se tot prelungește cu green line-ul ăsta, că nu m-au auzit numai povești de 4 ani, de 5 ani. Eu zic că încet, încet o să și se rezolve, o să fim mândri cu toții și bucuroși că o să avem un transport civilizat și... ecologic. Da, asta e clar că un transport ecologic și ca lumea și pe ore și cu stații ca lumea, am înțeles că vor fi cu orar, da, fiecare cu afișaj, stație, afișaj, când vine următorul când autobuz, vine următorul. Când, da. E bine. Să vedem. Da, domnul Sfia, astăzi ați umblat și noastră prin Aninoasa, ați mai auzit ceva? Ce vă zic oamenii? Da, deci... ca și ceilalți și noi continuăm să mergem printre oameni, să aflăm ce care se e mai pulsul discute, care e pulsul. Da, cetățenii ne zic, domnule, sunt partide care au candidați pe liste care nu locuiesc în orașul Aninoasa și pe ei acest lucru îi cam nemulțumește, pentru că eu consider că și cei care locuiesc în Aninoasa erau suficienți și avem oameni foarte buni care poate nu au mers pe nicio listă la niciun partid. E ceea ce ne reproșează. Voi aveți o listă de oameni competenți, oameni capabili, oameni care ați demonstrat că ați făcut ceva în orașul Aninoasa, ați schimbat imaginea radical, putem discuta de un oraș într-adevăr, în sensul adevărat al cuvântului. Deci astea sunt discuțiile care oamenii, vrem, nu vrem, ei le discută. Noi le luăm în calcul, vedem, sunt unele lucruri care probabil că nici noi nu le-am prevăzut în programul nostru, care între timp îl vom adapta, programul, îl vom adapta la cerințele lor, la ceea ce mai discută lumea în campanie. Suntem într-o continuă mișcare, e o dinamică continuă. Da. V-aș întreba, domnule primar, legat de problema gazului metan. Aseară n-ați apucat să vorbiți prea mult, a rămas că discutăm astăzi. V-aș ruga să-mi spuneți dacă noua lege, noua reglementare și tot ce se întâmplă avantajează Aninoasa și dacă casele din Aninoasa, care nu-s puține, vor avea și ele într-un final da, gaz metan. Noua lege o așteptam de mult. Într-adevăr, până la urmă, demersurile au fost făcute într-un timp mai îndepărtat, nu în timpul guvernului actual. Mă rog, bine că a apărut această lege, este o lege benefică. Ne confruntăm și noi aici cu anumite probleme. Câte case mai aveți? Ar fi? Mai sunt, dar... Sute, zeci? În total sunt sute. Câteva sute? 900 și ceva, dar mai sunt racordate. Noi mai avem vreo 600 neracordate. Asta vreau să... Problema e că legea spune că nu se aprobă finanțarea decât peste 1000 de branșamente. Exclus scările de bloc. Nu le pot spune la socoteală, doar branșamentele individuale. Ce v-ați face atunci? Am găsit soluția. De-aia suntem acolo, să găsim mai soluția. Mai sunteți și jurist de meserie. Da. Mai citiți și printre rânduri. Sigur. Am vorbit cu colegul meu, cu primarul de la Petrila, facem o asociere între Petrila și Aninoasa și îi dăm drumul la acest proiect, Petrila cu Aninoasa, ca să putem să suntem și eligibili, mult dacă sunt peste 1000 de, are și Petrila vreo 2000 și noi vreo 600, o să fie proiectul eligibil. Îi asigur pe toți cetățenii că la anul vom demara introducerea gazului și în zone care nu s-așteptau vreodată să aibă gaz. Deci, puțină răbdare și îl vom duce până la poarta omului. Până la poarta omului. Gazul metan. Este deci asta e o veste bine. Bună să rețină aninosenii.
Și dacă nu se întâmplă asta, să zic că domnul primar, ce ai făcut? Primar minte și mincinos, da. La următoarea trebuie sancționat pentru că minte deși, și nu se... Deși acum 8 ani când tot aici la Capital TV erați și ați schimbat primarul, cum ar veni, chiar v-am urmărit multă vreme atunci, vreo 2-3 ani, nu știu dacă toți 4 ani, am urmărit să văd dacă primarul Dunca are, cam face ce a zis, chiar mă uitam pe o listă acolo și da, ca și văzut, primăria a ieșit din insolvență și asta nu vreau ca să vă ridic la fileu, dar trebuie spus un adevărul când există, când el există. Dacă aș mai putea să mai intervin, pentru că am o problemă care mă deranjează și pe mine și pe locuitorii orașului Aninoasa, am văzut într-o emisiune tot contracandidata de la PNL, care nu se pricepe la administrație, dar știe multe definiții de fonduri europene. Domnul a spus într-o emisiune că a fost întrebată dacă cu locurile de muncă cum stăm noi în Aninoasa. Și a spus că în afară de poliție, primărie și școală nu există niciun agent economic și niciun angajator. Ăștia trei sunt în Aninoasa, poliție, primărie și școală. Primăria e cel mai mare angajator. Aș vrea totul să spun, să audă cetățenii, pentru că... O să nu dați nume de firme, că nu... Nu dau nume de firme, dar spun zonele. Nu dați nume de firme. Denumirea firmei. Nu, avem o firmă la Dănuțoni, în partea de... către Livezeni, în sus, așa. Venind. Are 80 de angajați. Puțin mai sus, alta are 60 de angajați. Puțin mai sus, are 103, avea 70. În câteva zile angajat, are acum la momentul de față 130, chiar am pus un anunț, îi mai trebuie până la 300 de angajați. De la 130? Da, și mai trebuie până la încă 100. Deci aninosenii au avut poate și o veste care nu știau. Da, fac apel chiar și la cetățenii din Petroșani, din Vulcan, din Lupeni, cine dorește loc de muncă. Ce? Muncitori calificați sau necalificați, confecții, Canapele. Salariile sunt destul de bune, nu e chiar salariul minim, mai se dă și transport, mai se dă și bonuri de masă. Avem din Aninoasa oameni care lucrează și au 28-30 de milioane în mână pe lună. Eu zic că totuși nu e... Și deci mai există posibilitatea de cât? De 170 de angajați? 170 de angajați mai au nevoie. Da. Mai în sus, sunt firme de renume care, iar una... cu 20, alta cu 90, puțin mai lângă podul Jiului, alta mai în Aninoasa, cu 80. Aveți una, dacă... într-adevăr, pe raza localității de renume național. Dacă nu pot să-i dau numele acum. Sunt foarte multe, dar sunt peste 600, 550-600 de angajați acum, la ora actuală. Câți din Aninoasa? Sunt foarte mulți și din Aninoasa. Sunt vreo 102. Că se tot plâng aninosenii, că n-au locuri de muncă. Acum să nu se mai plângă, că sunt locuri de muncă, da? Bine, acum depinde că... Acum dacă, depinde și ce dacă calificare. Dacă caută, nu știu ce, nu poate să meargă să facă canapele sau fotoli. Da, acum depinde, zic, ce pregătire. Într-adevăr, are o pregătire... buldozerist, nu poți să mergi să croiești pierdă. Dar mă gândesc că acolo a spus și necalificați și calificați, probabil că sunt... Și o mică intervenție, pe lângă toate acestea se mai adaugă și angajările care s-au făcut pentru executarea lucrărilor în orașul Aninoasa, care nu au fost puține. Și lucrările au fost multe și angajările au fost pe măsură. Așa, apropo, domnule Dunca, câte locuri de muncă, să zic, ați creat în... Așa, aproximativ 300 de locuri de muncă. 300? Da, peste 300, dar zic eu 300 să nu mai... Când ați preluat mandatul, cam care era șomajul? Și în... Era undeva la 6,8%. Și asta era oficial, că neoficial cam pe unde mergea procent? Probabil mai mare, nu știu, neoficial... Spre 20, vă spun eu. Și acum așa se întâmplă. Avem undeva la 3, deci mai aveți vreo 10%, să zicem. Da, oficial. Da, deci da, că... De locuri de muncă deci mai s-a sunt. Mai diminuat. Da. Dar cred că totuși mai trebuie insistat pe atragerea de investitori și de investiții și în următorii 4 ani. Pentru că nu cred că puteți ca să ziceți, gata, ne ajunge. Nu. Adică chestia asta trebuie să conteze, să avem, continue. N-am spus până acum, dar avem în incinta fostei mine Aninoasa, avem o hală care am concesionat-o unui totul aninosean, care execută lucrări de construcții în Anglia, da? O firmă de renume, care
lucrează construcții foarte grele în Anglia, cu sticlă, cu... deci foarte, lucrări foarte complexe. A venit, a luat hala respectivă să facă o fabrică de module. Module ce înseamnă? Baia echipată cu tot ce trebuie, faianță, gresie, WC-ul, bideu, duș. Se apucă de treabă? Cu pandemia și cu ieșirea din... Păi, de asta spun că cred că anul trecut am discutat odată chestia asta. A făcut hala, modernizat-o, am împrejmuit-o și a adus filajele tot. Deocamdată stă în stand-by să vadă dacă poate să schimbe pe Europa am de Est afacerea. Bun, mai avem 4 minute să nu mai pierdem vremea. Vreau să vorbim un pic foarte pe scurt și de reabilitare termică blocuri, iar domnul Sfia, un proiect major de viitor pe care îl vedeți dumneavoastră pe fonduri europene. Hai să începem cu domnul Sfia. Deci un proiect major l-am discutat ieri la dumneavoastră cel cu construirea unei proiectare și realizarea unei stațiuni în Cântedleș. Un alt proiect major, de fapt sunt mai multe, dar o să amintesc doar două dintre ele. Este un proiect de regenerare urbană la fostă mina Alinoasa și cartierul Bujorului. Celălalt ar fi proiect de mobilitate urbană, toate vor fi finanțate pe fonduri europene. 2021-2027. Exercițiul financiar 2021-2027. Proiectul de mobilitate urbană vine în continuarea proiectului actual de mobilitate urbană, cunoscut generic Green Line. Prin acest proiect de mobilitate urbană se va facilita accesul la axul principal de transport. Practic, ce presupune aceasta? Toată zona Iscroni va fi prinsă în programul de asfaltare. Se vor realiza două punți peste Jiu. În momentul de față există o punte. Și cu bariera de la Iscroni ce faceți? Bariera de la Iscroni, celebra bariera de la Iscroni, care a fost mult mediatizată pe rețelele online. Am făcut demersuri nenumărate la regionala de căi ferate Timișoara ca urmare a sesizării oamenilor și efectiv a stării în care se află. Am primit răspuns de fiecare dată că va fi cuprinsă în următorul exercițiu financiar bugetar al lor. Nu s-a realizat acest lucru, drept pentru care am făcut acțiune în instanță și așteptăm ca instanța... Exact ca și cu gara din Petroșani. Exact. Se poate câștiga și cu amenzi, bineînțeles, de date de primărie. Cu siguranță instanța va stabili că trebuie să o aducă la o stare corespunzătoare. Domnule Duncar, foarte pe scurt, două minute. Mai aveți cu asta ce v-am întrebat, cu reabilitarea termică a blocurilor. Aia am explicat cu reabilitarea termică în exercițiul financiar următor. Deci cu asociațiile, da, cu tot. Cu asociațiile, da? Cu tot. Deci, avem, deci nu mai vreți să reveniți. Nu mai, da, pentru că atunci, oamenii... Uitați-vă acolo în cameră, da, și spuneți-le oamenilor de ce PSD Alinoasa, de ce Nicolae Dunca. Dragi cetățenii ai orașului Alinoasa, încă o dată vă mulțumesc pentru tot sprijinul care ni l-ați acordat în toți acești 4 ani. Pentru încrederea care ne-ați acordat-o, să fim în fruntea orașului Alinoasa, să vă conducem destinele, sper că nu v-am dezamăgit și de această dată sper să fiți alături de noi, să nu vă lăsați influențați de politicienii care vă salută și vă respectă și vă cer votul odată la 4 ani. Am mare încredere și am observat, am simțit de-a lungul acestei campanii, căldura cu care ne-ați primit și sunt convins că PSD Alinoasa va obține, după cum am mai spus, între 75 și 80% din votul alinosenilor. Consiliul Județean Hunedoara va obține procent foarte mare în orașul Alinoasa. Președintele Consiliului Județean, domnul Nistor, va obține de asemenea un scor mare în orașul Alinoasa. Așa că încă o dată vă invit duminică să veniți la vot cu mare încredere și să votați PSD pe toate cele 4 buletine de vot. PSD-ul în orașul Alinoasa este pe prima poziție pe buletinul de vot, așa că votul dumneavoastră contează. Dumnezeu să ne ajute pe toți alinosenii și PSD-ul totodată. Domnilor, emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc că ați fost în studioul Capital TV. Așa cum le spun tuturor, baftă duminică pe 27 în alegeri. Să fie. Duminică seara vom vedea ce au dorit alinosenii. Da. Stimați telespectatori, rămâneți cu Capital TV, urmează, emisiunile electorale urmează, așa că vă așteptăm să fiți alături de noi. Ne revedem curând!